În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la această întâlnire de astăzi. Am ales acest loc pentru că altă oportunitate nu am avut. O agenție de presă, din motive tehnice, nu poate organiza această conferință de presă, dar și alt motiv este că am dorit să avem o comunicare, să ne vedem cel puțin la ronda întrebări-răspunsuri. Pentru început, știți, mi-a venit așa un gând care sper să nu se transforme într-o nouă rugăciune în Republica Moldova. Doamne, apără-mă de așa avocat, că de procurori mă voi apăra și singur. Tare sper să nu se ajungă până aici. Dar înainte de asta, eu vreau să transmit un mesaj lui Plahatniuc, tuturor celor care îl slujesc, tuturor celor care au grijă de mine, și care încearcă prin diferite metode să mă intimideze, să exerce presiune de diferite feluri, să nu irosească energia, să nu piardă timpul, pentru că decizia mea de a reveni în politică a fost luată într-o manieră foarte și foarte asumată, o decizie grea pentru mine, înțelegând responsabilitatea care îmi revine și înțelegând un lucru foarte important. Că dacă eu voi reuși și alți oameni care au fost nedreptățiți în viață vor avea motiv și exemplu că se poate. Am crezut întotdeauna că oamenii care au fost nevinovați, distruși în fond, până la urmă, au dreptul la reabilitare și au dreptul la viață. Iar viața înseamnă libertăți și drepturi totale. De ce? Repet încă o dată. Nu pierdeți timpul, nu pierdeți energie, nu pierdeți resurse, fiindcă nu veți reuși. Eu merg în continuare, determinat, atâta timp cât îmi va permite sănătatea și voi avea susținere de la colegii mei din PLDM. Trebuie să înțelegeți că momentul ales pentru aceste, nici nu știu dacă este vorba de atacuri, pentru această mizerie pe care a văzut o țară întreagă și nu doar, nu este unul întâmplător. Acest moment are o legătură directă cu procesul politic, are legătură directă cu implicarea mea în politică și revenirea în fruntea Partidului Liberal Democrat, are legătură directă cu faptul că am desemnat un candidat la președinție și am reușit împreună cu colegii noștri să colectăm semnăturile necesare, iar în rezultat ne-am înregistrat candidatul PLDM la funcția de președinte Republicii Moldova. Are legătură cu acțiunile care le întreprindem într-o manieră foarte bine organizată și rezultativă în teritorii în vederea participării în această campanie electorală. Trebuie să înțelegeți cu toții că nu o să cobor la limbajul și modul în care ales dânsul se comporte. Am să fiu cum am fost întotdeauna educat și am să numesc, hai să spunem, corect numele acestui individ. Deci acest Igor Popa a fost și este instrument destul de eficient al lui Plahatniuc. Și ceea ce a făcut și ceea ce face în continuare nu reprezintă decât reprezentarea interesului acestuia și a celor care îl mai servesc din punct de vedere politic și nu doar politic, aici în Republica Moldova. Nu vă lăsați dați duși în eroare pentru anumite afirmații aparent dure care le-a făcut în raport cu Plahatniuc. Este jocul și strategia bine cunoscută, nu doar de mine, dar și de cei care au o leacă de cunoaștere în politica moldovenească, așa numita strategia, atunci când tu nu poți crește, îi cobori pe ceilalți. În cazul meu, ea avea denumire directă, cei doi vlazi. Deci încercarea asta de a face o apă și un pământ face parte din această strategie.
un lucru important până a trece deja la fondul problemei. Deci, cele declarate și modul în care au fost declarate de către Popa Igor la emisiunea televizată, să spunem așa, de miercuri, nu face decât să confirme ceea ce am declarat în ultima perioadă de timp. Că eu, în așa numitul proces căruia am fost supus, nu am avut apărare. Eu nu am avut avocat. Pentru că modul în care a prezentat el înțelegerea lui de a mă apăra și modul în care a prezentat el ca atitudine față de mine, nu poate fi a unui apărător. Vreau să spun că procurorul Bețișor a fost mult mai dulce în sensul ăsta și mult mai corectă, ca să faceți o comparație. Noi vom examina și sub acest aspect această nouă circumstanță. Este vorba totuși de un viciu fundamental, lipsa unei apărări efective, și vom întreprinde procesual acțiunile care sunt impuse, atât în plan național, cât și în plan internațional. În sensul, am în vedere la CEDO, atunci când deja se va trece la examinare în fond a plângerilor mele. Vreau ca să fie înțeles că ceea ce s-a întâmplat în acea ieșire de miercuri nu mă vizează doar pe mine. Și asta nu este problema lui Vlad Filat, așa cum am spus în data de 15 octombrie 2015. Este vorba de crearea unui precedent extrem, extrem de periculos. Această situație vizează întreaga profesie de avocat, care are lege la baza activității, are un cont, un cod de conduită, codul deontologic, care stabilește exact cum trebuie să procedeze un avocat. Vreau să spun din experiență proprie, un avocat pentru o persoană, în mod special deținută, se transformă într-un tot. Cu avocatul ai comunicarea, care îți înlocuiește comunicarea cu familia, comunicarea cu prietenii și comunicarea cu alte părți din viață pe care le ai până la detenție. Ori confidențialitatea este un element foarte important. Imaginați-vă în acest sens că mâine vor începe să iasă avocații să vorbească despre detaliile discuțiilor cu clienții lor. Și mai imaginați-vă cum clienții deja avocaților vor avea încredere în avocați ca să vorbească cu ei ceea ce consideră ei că trebuie să vorbească. Este, încă o dată, un lucru care nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova. Din analiza pe care am făcut-o astăzi, pentru că m-am întors ieri seara târziu și nu am avut posibilitatea, nici în regiune așa ceva nu s-a mai întâlnit, cu excepția unei situații, dar cu totul de altă natură în Rusia și ceva în Germania, dar iarăși cu totul de altă natură. Deci așa ceva în practica națională și internațională nu s-a mai întâmplat. Și acest precedent trebuie curmat. Nu din cauza că a fost vizat Vlad Filat. Încă o dată. Asta este mai puțin important. Important este ca să nu se răsfrângă acest precedent extrem de periculos asupra întregii societăți. Noi am avut pe parcursul timpului discuții vis-a-vis de justiție multe. Am vorbit despre judecători, am vorbit despre procurori, din păcate n-am vorbit despre avocații. Ori avocații, vreau să spun că joacă un rol determinant în soarta omului nimerit în situație de proces sau de anchetă. De aceea, eu tare sper că avocații vor lua atitudine, încă o dată, nu pentru în apărarea mea, dar în apărarea lor. Și Uniunea Avocaților va lua deciziile care se impun în asemenea situații. Imaginați-vă în același sens că începând cu ziua de astăzi sau după ziua de miercuri, mai bine spus, vor începe să iasă medicii, preoții, unii vorbească despre diagnoza pacienților, alții vorbească despre spovedania făcută în fața lui. Deci
este un lucru extrem de grav și lucrul ăsta trebuie să fie realizat de către toți, făcând abstracție încă o dată din numele meu. Acum ce ține de mă scuzați, nu știu cum să le numesc. Toate aceste aberații care au fost enunțate în cadrul acelei emisiuni televizate. Eu acum nu o să intru în polemică cu Igor Popa. Eu acum o să expun punctul de vedere al meu argumentat, trecând, și vă spun din start, că a debitat 2 ore, este imposibil să fiu scurt în a face comentariile mele. O să vă rog să avem răbdare cu toții, pentru că acuzațiile sau ceea ce a făcut el sunt foarte grave și oamenii au, cred că, dreptul să știe și punctul meu de vedere. Și nu doar oamenii. Mă refer la cetățeni, la opinia publică. Aici mă refer și la instituțiile statului. Dar pe parcurs voi reveni. Deci, încă o dată, nu dau replici, nu intru în polemică, îmi expun punctul meu de vedere asupra ceea ce s-a spus și, din punctul meu de vedere, extrem de grav. Vreau să vă spun că prima dată l-am întâlnit pe acest pseudo-avocat pe data de 20 octombrie 2013 la Frankfurt, la ziua de naștere a lui Iuri Leancă, la care am fost invitat. La acea zi de naștere, nu la hotel, nu în altă parte, la un restaurant. La acea zi de naștere au fost prezenți mai mulți oameni și în acest sens vreau să vă spun că nu știu dacă găsesc pe cineva să spună că m-a văzut vreodată beat. Și un moment așa, ca să nu mai vorbesc despre locul sau modul în care a înțeles el scoboare, eu nu eram căsătorit la acel moment. Asta nu înseamnă că s-a adeverit ce a spus el mai departe. Asta așa pentru precizare. Ulterior, deci în 20 octombrie, până în primăvara anului 2015, eu cu dânsul nu am avut nici o întâlnire. A vorbit despre întâlnirea cu procurorul adjunct din 2015, noaptea zilei de 14 octombrie, deci în noaptea în ziua precedentă arestului, de întâlnirea cu procurorul Harujin. Eu înțeleg că lui Harujin i-a spus că eu am solicitat această întâlnire, mie mi-a spus că o persoană importantă trebuie să întâlnească urgent cu dumneavoastră, n-a auzit ce am vorbit, dar a considerat că a fost făcut o infracțiune, deci eu vă spun așa cum este. Singurul lucru care l-am discutat atunci cu domnul Harujin a fost faptul că am convenit politic și acel procuror general de atunci care a fost, nu-i rețin numele niciodată, o să pentru că aminte și o să vă spun, urma a doua zi să-și dea demisie, iar el urma să preia conducerea Procuraturii Generale, nu din cauza că eu sau cineva își dorea lucrul ăsta, din cauza că el avea funcția de prim viceprocuror general și funcția urma să fie preluată din oficiu. Atâta tot. Acum eu înțeleg foarte bine că acea întâlnire a fost necesară pentru a mă ține într-o stare de liniște, ca nu cumva să aflu eu ceva, să nu știu eu ceva, ci se pregătește pentru data de 15. Deci a vorbit despre o companie Rodos. Și în acest sens a prezentat niște documente din 2014, care anterior au fost prezentate și de către altcineva. Documentele ar dovedi că din firma Rodor s-au făcut plăți către firma Grimberg și mai departe, că această firmă mi-ar aparține mie. Nu o să pun tot ce a vorbit el, eu doar o să îmi expun punctul de vedere. Deci, această companie este prezentă în dosarul meu de condamnare ilegală. Vreau să spun că nici la faza de urmărire penală, nici în judecată nu mi s-a demonstrat nici într-un fel că eu aș avea vreo legătură cu această companie.
Mai mult ca atât. După fuga lui Plahotniuc, noi am avut posibilitatea și am făcut noi, prin intermediul Ministerului Justiției, cu toate că asta trebuia să facă procuratura, comisii rogatorii în toate țările de reședință acestor companii care sunt prezente în dosarul meu. Dar vă spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, eu nu am nicio atribuție la această companie. Contracte, Rodos, americani și așa mai departe, mai mult ca atât, să aveți în vedere că o parte din această speță se află pe rol în instanța de judecată, iar în urma examinării instanța de judecată vom avea răspunsul vis-a-vis de toate aceste alegații făcute în cazul dat. Doar că dânsul a uitat să spună mai în detalii, ce ține de o sumă de 5,5 milioane de euro, care au fost scoase prin decizie a judecătorului din compania Rodos și transferate către o companie a lui Șor Dovastra, iar acest lucru s-a întâmplat cu participarea unui avocat din baroul lui. Afirmația că el era clientul meu și eu l-am trimis să ia acel act este o minciună sfruntată. Contractul de prestare de servicii cu Popa eu l-am semnat în mai 2015. Acest lucru se întâmpla în 2014, noiembrie. Deci afirmația este una mincinoasă și care nu ține. Mai mult ca atât, vreau să mai spun ce am spus și cu altă ocazie, banii respectivi, vorbesc de 5,5 milioane de euro, nu vorbesc de un leu, nu vorbesc de 2 lei, au fost sustrași de pe contul unei companii, pe contul altei companii și, insist, n-am spune, au fost furați. Nu fără știrea lui Popa și fără participarea lui și nu fără știrea și participarea procurorilor, pe care el acum nu-i cunoaște, pe care el le dă calificative și tot așa mai departe. Acest lucru este la ora actuală examinat în instanța de judecată în cadrul unei acțiuni de revizuire pe care am depus-o și eu sunt absolut sigur că noi vom demonstra acest lucru. Dar atenție! Banii care au fost sustrași din această companie care mi-a fost imputată, în 2014, această sumă de 5,5 milioane mi-a fost imputată în iunie 2016. Deci, peste un an jumătate, ei au luat bani, dar pe suna jumătate mi-au pus mie la grămadă ca să fie suma cât mai mare. Exact așa, cum? Și asta s-a făcut cu cunoașterea de plină a lui Igor Popa. Tot așa cum 2,7 milioane mi-au fost imputate abuziv, având în vedere că tot biroul lui Igor Popa îl reprezenta pe domnul Ion Rusu. Suma de 2,7 milioane care a fost imputate domnului Rusu și care este în situația în care s-a achitat această sumă, mi-a fost imputată mie repetat. Și încă o dată spun, el fiind avocat și într-un dosar și în altul, nu poate să nege sau să spună că nu a știut. Deci ar fi absurd. În continuare, dânsul susține că nu a avut nicio relație cu procurorul Popencu. Și nu s-a văzut niciodată cu asta la GBC. Da, deci dosarul meu a fost gestionat în fond de 3 persoane. Popenco, Damir și Popa. Doamna Bețșor a fost persoana care venea în instanța de judecată și vocifera toate deciziile care le aveau ei. Asta o spun în cunoștință de cauză și va fi probat acest lucru. Asta vă spun în cadrul rejudecării primului dosar. Ar fi fost foarte bine dacă Igor Popa ar fi spus cu cine a stat el în coridor în timpul în care discutam cu Plahotniuc, fiind dus de la penitenciarul numărul 13 la CNA pentru discuțiile cu Plahotniuc. Despre acest lucru am declarat. Cum a fost, ce a fost, nu voi reveni. Și să mai explic un lucru. Cum, după aceste discuții, la orele 3 dimineață, avocatul Popa a comunicat cu mine în izolatorul CNA. Eu n-am mai avut așa posibilitate ca avocații să intre în izolatorul CNA
la 3 dimineața. Lucrurile astea cred că trebuie să fie auzite și de către cei care conduc acum și CNA-ul și Procuratura Anticorupție să autosesizeze și să verifice. Nu poate să fie așa ceva, că să nu lase urme, chiar dacă avea relații foarte multe. Sunt ofițeri care au lucrat acolo, care au văzut, care au asistat și tot așa mai departe. Așa că ar fi trebuit să fie un pic mai corect în afirmație, mai sincer, că tot vorbea de sinceritate. Faptul că el recunoaște că a fost un dosar făcut la comanda lui Plăhătniuc și i s-a propus... este adevărat. Uitați să vedeți, dacă vrei să lansezi o minciună, da, așa este una mare, obligatoriu trebuie să o ambalezi cu puțin adevăr. Este adevărat. Popa a fost la mine cu ceva timp înainte și mi-a propus să fug în Germania. Deci, de fapt, să fac jocul lui Plăhătniuc. Mie sugestiile astea mi-au fost făcute permanent, să fug, să nu încurc aici, să stau undeva departe și ei să-și facă menderile și prin asta să demonstreze că eu aș fi vinovat sau nevinovat. Nuanțele pe care le-a spus el îi aparțin, eu atunci am spus că n-am fost, nu sunt și nu voi fi niciodată fugar. Și asta am demonstrat-o prin comportament, nu prin vorbe. Da, aici vine partea interesantă deja. Vlad Filat a încercat să-l ajute pe Plăhătniuc să devină prim-ministru. Eu vă spun sincer, eu nu știu cum să comentez asemenea aberații. La ora 12 de noapte, de la telefonul din penitenciar, am vorbit cu președintele Timofte, pe speakerphone și tot așa mai departe. Este pur și simplu o inepție care nu pot să o comentez altfel și eu sunt absolut sigur că cei vizați în această aberație ar urma să-și expună și ei punctul de vedere. Mai mult ca atât. A vorbit despre faptul că eu am telefonat deputații din PLDM și le-am cerut să-l voteze cu Plăhătniuc. Eu, știți cum, înțeleg limitele, dar asta este o limită depășită foarte clar. Eu am avut o discuție cu Vadim Pistrinciuc, telefonic. Asta era înainte ca Sturza să fie înaintat în calitate de prim-ministru, candidat la funcția de prim-ministru. Și discuția a fost una generală vis-a-vis de guvernare sau opoziție. Eu am atenționat asupra faptului că deja sunt deputați din PLDM care sunt în tabăra cealaltă și deputați din Partidul Comuniștilor cu certitudine sunt care vor trece. Și decizia urmează să o ia. În rezultat, dânșii au luat o decizie unanimă să nu participe, cu excepția celor care au votat. Deci, încă o dată, pentru ca să nu fie doar cuvintele dânsului și cuvintele mele, eu fac apel la colegii foști deputați în perioada respectivă a PLDM-ului, să spună public dacă a avut loc așa ceva sau dacă nu. Pentru că această minciună iarăși urmează a fi curmată. Da, aici dânsul vorbește despre faptul că eu am avut o înțelegere cu Plăhătniuc. Și maică și arestarea mea a fost o înțelegere. Eu cred că putem porni de la toată relația noastră. Și în sensul ăsta nu o să intru în foarte multe detalii, dar vă rog să vă uitați un pic la declarația mea către cetățeni din iunie sau iulie 2011, la declarația mea din octombrie, 14 octombrie 2011, în Parlament vis-a-vis de atacurile Raider, multe alte atitudini pe care le-am luat în raport cu acest individ. Și discursul meu din 15 octombrie 2015, dacă ăla era un discurs de înțelegere și un discurs de prietenie și iar ulterior ceea ce mi s-a întâmplat mie a însemnat o înțelegere, atunci trebuie să fii tare, tare nesimțit să faci această afirmație. Deci eu am avut o condamnare într-un proces închis
cu încălcarea tuturor procedurilor, în urma căruia am fost condamnat la 9 ani de închisoare, de regim, închisoare cu regim închis, dintre care 50 de luni am fost deținut într-o celulă. 23 de ore în celulă și doar o singură oră cu posibilitate de a ieși la aer liber. Asta a fost înțelegerea pe care am făcut-o eu cu Plahotniuc. Și am ieșit din această pușcărie, nu-mi place să spun lucrul ăsta, nici într-un caz nu vreau să mă victimizez cu cancer, deci tot face parte din înțelegere, cu tot ce am muncit în viața asta, furat, luat, distrus și tot așa mai departe. Asta a fost, după mintea bolnavă acestui om, dacă se poate spune om, înțelegerea cu dânsul. Ce ține de regimul meu în penitenciar? Știți, pentru noi toți, anumite elemente de infrastructură reprezintă elemente de infrastructură. În închisoare, lucrurile funcționează altfel. Începând la canalizare, pereți, geamuri și așa mai departe, au roluri duble, triple și așa mai departe, prin care se comunică, prin care se aude, prin care se transmite, dar nu sunt într-un alt detaliu. Eu vreau să spun că dacă eu aș fi avut un regim de detenție preferențial, lucrul ăsta era să fie cunoscut. Pentru că închisoarea, încă o dată, este un organism viu, care funcționează nu doar prin oameni, dar prin toată infrastructura sa. Iar vis-a-vis de preferențial sau nepreferențial, vreau să vă aduc aminte tuturor și poate și aduce aminte și dânsul, el a semnat plângerea la CEDO, invocând toate condițiile inumane și degradante în care a fost eu deținut. Semnat împreună cu mine. Nu a scris-o, că nu poate el scrie cereri la CEDO și nici în instanță. Asta s-a demonstrat în timp. Ulterior, vreau să spun că în instanțele naționale, deja după fuga lui Plahotniuc, să nu zic că are înțelegere cu el, faptul că am fost deținut în condiții inumane și degradante a fost constatate de către instanțele de judecată. În acest sens, eu o să depun un demers la Ministerul Justiției, care la rândul său se dispună o anchetă amplă de către ANP, Autoritatea Națională a Penitenciarelor. Vreau să spun că acolo se filmează non-stop. Sunt ofițeri, sunt oameni care lucrează în cadrul unei anchete, poate să confirme sau să infirme cele spuse. Și mai este un element important, eu nu am fost deținut singur în acel penitenciar. Modul în care am fost deținut știu toți deținuții din penitenciarul numărul 13. Și eu nu înțeleg de ce s-a recurs chiar atât de jos cu afirmațiile respective. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă eu, așa după cum spune dânsul, comunicam permanent cu Plahotniuc din penitenciar, de ce aș mai fi avut nevoie de el? Ca să transmit mesaje, să fac anumite lucruri, să fac anumite aranjamente. Este o inepție. Eram singurul deținut în penitenciar în care aveam la ușă și semnalizare electronică și locul prin care se dă de regulă mâncarea sudată. Cred că n-am numărat în altă parte, singura celulă cu 5 rânduri de grate, iar la ușă, o perioadă au fost ofițeri superiori pantera și ulterior supraveghedor permanent. Iar lucrurile este insinuate cu cum vorbirile trebuie să fie probate. Pentru că în caz contrar, știți cum, putem vorbi orice. Mai departe, ține de discuțiile mele cu Ion Păduraru și Nicolae Timofte despre grațiere. Stimați prieteni, eu cu domnul Timofte și cu Păduraru nu am vorbit de la reținere până după eliberare cu domnul Timofte, ne-am întâlnit întâmplător la spital, iar cu Păduraru ne-am văzut în vara anului 2019, venind la mine deja în calitate de avocat după fuga lui Plahotniuc. Și este un lucru extrem de important. Grațierea mi-a fost propusă de către Plahotniuc. Eu am refuzat-o din două motive. În primul rând, pentru grațiere trebuie să recunoști vina.
Și trebuia să recunosc ceea ce nu am făcut. Și în al doilea rând, dar deja ține de... Asta a fost motivul meu, dar în al doilea rând este o procedură legală. Cum eu puteam să discut cu Timofte și cu Pădurarul despre grațiere dacă lucrul ăsta se întâmpla sfârșitul noiembrie, după cum se spune, începutul decembrie, iar eu încă nici nu primisem rechizitoriu. Eu rechizitoriu l-am primit la sfârșitul lunii decembrie. Deci nu vorbesc de condamnare în primă instanță sau în a doua instanță, vorbesc de rechizitoriu, mai simplu, eu nici măcar învinuirea nu am văzut-o. Deci este o abordare absolut aberantă și vine în apărarea acțiunilor, mai bine spus, în apărarea inacțiunilor sau acțiunilor împotriva propriului client. Eu cred că ideea a fost una foarte simplă, cumva să mă convingă, să-mi recunosc vina și de acolo deja să înceapă toată, mă rog, grațiere, n-am să rezist, vreau la libertate și așa mai departe. Eu vreau să spun că nu există om care este închis și nu și-ar dori libertate. Însă și libertatea are un preț. Eu, asemenea preț, nu aș fi plătit și nu o să plătesc niciodată. În continuare, Vlad Filat comunică și azi cu Vlad Plăhătniuc. Asta spune omul care foarte întâmplător se întâlnește cu Plăhătniuc la Miami, așa, într-o cafenea. Foarte întâmplător are numărul de telefon la care Plăhătniuc răspunde. Deci când faci asemenea afirmație, trebuie să vii cel puțin cu o probă, cel puțin cu un argument. Ce să discut eu cu omul care m-a dus în, până la limită? Mai aveam un pic și îmi pierdeam și viața, să spun așa cum este. Despre ce să vorbesc eu cu el? Și ideea pe care încearcă să o materializeze, cum să vă spun, eu nu sunt naiv, prost, nu sunt. Vreau să spun că nici domnul Platon nu este un naiv, înțelege foarte bine și încercarea asta de a băga strâmbi între noi este o încercare naivă și care demonstrează încă o dată caracterul mincinos și dezinformativ pe care l-a folosit în această emisiune. Da, Igor Pop ar fi vorbit în SUA cu un consorțiu de avocați care să-l sprijine pe Vlad Filat și tot așa mai departe. Eu nu știu cu cine a vorbit dânsul, cel puțin el nu mi-a prezentat vreo ofertă. Avocații care au lucrat pe dosar nu cunosc acest lucru, despre avocații o să vorbesc un pic mai târziu. Poate ar fi fost mai bine să spună unde a fost cu adevărat și cu cine a fost, cu cine a discutat în realitate, pentru că acest lucru putem să-l spunem noi, dacă nu să-l spună dânsul. Deci, pe de o parte, dânsul afirmă că el are probe, că eu am furat din băncile din Moldova 100 de milioane. Pe de altă parte, el mă apără în proces, chipurile mă apără și pledează nevinovat și public, inclusiv cu plângerea la CEDO, că nu este probat acest lucru. Mie mi se pare pur și simplu straniu. Dar cu toate acestea, vreau să vă spun că așteptându-mă la foarte multe lucruri din partea dânsului, uitați-vă, Uganda m-a dat jos. Eu tot am așteptat, tot înțeleg care-i scopul, pentru ce se face, dar cu Uganda asta a fost pur și simplu așa foarte convingător și probat. Eu vreau să vă spun că noi vom avea o acțiune în acest sens, voi spune la urmă despre acțiuni. Mai departe spune că am făcut săvârșit infracțiuni din penitenciar. Conform lui Igor Popa, acesta a vândut activele deținute în România prin complicitate, m-a invocat anumite familii, nume și tot așa mai departe. Deci,
Igor Popa a solicitat din partea mea procură pentru comercializarea anumitor bunuri în România. Eu nu am venit astăzi fluturi cu hârtii și așa mai departe. Ele vor fi prezentate în modul stabilit, în locul stabilit și unele vor fi făcute publice. Mai mult ca atât, corespondența lui Igor Popa cu potențial cumpărător acestor active este la dosar și tot așa mai departe. Doar că aici trebuie să fac niște precizări. Că nu ține de dânsul, ține de speță care a fost invocată. Dânsul, dacă ar fi avut studii juridice, ar fi știut că sechestrate au fost acțiunile companiei. Acțiunile nu puteau fi atinse, nu puteau fi vândute sau gajate și mai departe, însă o companie are active. Și activele sunt libere în activitatea proprie a companiei. 2. Eu nu am vândut din penitenciar. Pentru a vinde trebuie să ai capacitatea să semnezi, să negociezi și tot așa mai departe. În continuare, vreau să vă spun că au fost depuse prin interpuși și așa mai departe mai multe denunțuri și multe plângeri și așa mai departe prin instanțele din România. Nu din cauza că se gândește la popor, dar din cauza că a vrut să preia, să preia toate activele în fond. Dar asta este o altă situație. La sfârșit vă voi spune în acest sens ce urmează să facem. Deci, eu doar o să vă dau citire, fără a flutura cu aceste acte, dar sunt acte. Deci, ordonanța din a DNA-ului din România, din 11.03, nu, asta este a parchetului, dar în primul rând, nu, este a DNA-ului. Este ordonanța DNA-ului din data de 11.03.2019, Serviciul Teritorial Iași, de clasare sau de nepornire a urmăririi și mai departe, clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunilor respective, din lipsa de elemente infracționale și tot așa mai departe. Ulterior, parchetul de pe lângă judecătoria Iași, asta este procuratura în România, ordonanța de clasare deja în anul 2019, luna 4, ziua 12. Deci în România toată această tranzacție a fost verificată și de către DNA și de către procuratură și foarte important este soluția dată de către instanțele de judecată din România definitivă și irevocabilă, care a statuat tranzacția perfect legală. Deci toate aceste trimiteri, insinuări și mai departe, sunt pur și simplu niște falsuri, asupra cărora urmează să și răspundă. În continuare, este o întrebare la care eu, Vlad Filat s-a căsătorit cu Cristina Bancu pentru a nu plăti facturile și pentru a avea un avocat care cunoștea dosarul și mai departe a primit inel, primit cadou de la șor. Eu nu știu, poate Popa de la Plahotniuc primea inele. Eu inele de la bărbați n-am primit niciodată în viață. Dar la afirmația asta care este, eu i-aș da un singur răspuns. Pur și simplu m-aș duce și i-aș da un pumn în bot. Așa, bărbătește pentru un mizerabil. Nu pot face lucrul ăsta, vă explic de ce. Eu sunt eliberat, condiționat. Și asta ar însemna un risc mult prea mare și o plată mult prea mare care trebuie să o plătesc. Dar va veni momentul ăsta. Vă asigur. Pe dosarul respectiv, vreau să aveți în vedere, au lucrat mai mulți avocați. Iar avocații care au lucrat realmente pe acest dosar, lucrează și actualmente cu mine. Și astăzi dimineața am avut ședință cu acești avocați. Și n-au plecat din biroul lui Popa pentru că eu i-am șantajat, am făcut anumite lucruri. Pentru că ei au înțeles exact ce a făcut el pe acest dosar și pentru că n-au vrut să continui să distrugă un om în halul în care eram distrus eu, prin lipsa la apărare. Și pentru ce eu le mulțumesc foarte mult. S-a mai făcut o afirmație în acest sens că avocații au fost neplătiți.
deci este în limba rusă, nu știu de ce la dânsul în contabilitate în limba rusă, акт сверки взаимных расчетов по состоянию между бюро адвокатов Попаша и ассоциацией Шфилат Владимир. База контракту. Это сын актели фиксаты, май сын шалты плецев, которые у фос факоти катри рудили мели, что даже мои департы, которые урмяза сели дискутем. Дечь, ла data respectivă, plățile către dânsul au fost făcute în valoare de 9.323.000. Un alt act sferche, care prezintă suma de 2.390.000. Și încă un alt act, tot sferche, 1.220.000. Deci dacă o să faci un calcul simplu, este vorba de vreo 13 milioane de lei. Eu nu știu dacă a mai fost situații pentru ca un om să plătească atâția bani și banii ăștia, majoritatea au fost plătiți de către rudele mele care au vândut ce au mai avut. Și să fie în rezultat condamnat la 9 ani de zile și cu toate consecințele în urma acestei condamnări. De aceea, discuțiile astea care au fost publice și la care eu n-am dat reacție, că eu nu l-am plătit pe Igor Popa, sunt lipsite de orice temei. Poate dânsul a vrut ceva mai mult sau a vrut totul, asta este altceva. Eu vorbesc despre acte și despre plăți făcute. Și aici probabil trebuie să mai spun încă un lucru. Urmează încă să clarificăm cum bunurile mele confiscate. Să nu cereți, vă rog, detalii, pentru că asta ține deja de altă, de colaborare cu procuratura sau de comunicare cu procuratura. Cum s-a întâmplat că bunuri confiscate în urma perchezițiilor și așa mai departe, i-au fost transmise lui Popa, pe care el le-a vândut. Este vorba și de ceasuri și de alte obiecte. Valoarea este una mare. Nu o să vă dau cifra pentru că n-ar fi corect încă. Iar în factura care după vânzare mi-a inclus nici 10% din valoarea reală a obiectelor. Asta așa ca să aveți în vedere plus la ceea ce vorbim noi aici. Asta este omul care nu a fost plătit. Dar vă rog frumos, cine depune un bot, să aveți în vedere. Poate să o ia cum vrea, amenințare și așa mai departe treaba lui. Eu alte lucruri la întrebarea respectivă. Și din păcate trebuie să vă spun că eu nu sunt căsătorit. Asta tot ține de modul în care prezintă el lucrurile și cum înțelege să le prezinte. Ce ține de casele de pe malul lacului Geneva și tot așa mai departe, eu vreau să vă spun că nu am deținut și nu dețin case în Elveția, pe malul lacului. Dacă sunt careva investigații și așa mai departe, eu sunt la dispoziția instituțiilor. Nu am fost informat în acest sens de autorități, cum spune el, în Franța și din alte părți, doar că el tot trebuie să vadă un pic geografia. Franța e Franța, dar Geneva asta este Elveția. Deci sunt două jurisdicții, două locații diferite, că se încurcă un pic și în spațiu. Deci încă o dată, nu am avut și nu am case în Elveția. Și urmează, dacă va fi necesar în acest sens să prezint informații sau să răspund la întrebările, dacă ele sunt la dispoziția instituțiilor, nu contează din ce parte, care să clarifice această situație. Igor Popa a declarat că IPTEC și Capital Invest trebuia nu doar sechestrate, dar și profiturile din acest trebuiau direcționate către stat, Vlad Filat susține și Vlad, tot așa mai departe, ce a spus? Deci, în instanță și după instanță, el susținea altceva. Aceste bunuri sunt confiscate ilegal și ele urmează fi întoarse clientului, adică mie. Totodată, vă spun că eu nu am avut nicio atingere în toată această perioadă de administrare acestor companii.
Sunt alți administratori care iau decizii și tot așa mai departe. Eu nu particip în procesul decizional și nu beneficiez din activitatea acestor companii. Dar pot să vă spun că tovarășul Popa a beneficiat direct din ambele aceste companii. Și în acest sens, ultimele două de 2.390.000 de la o companie și de 1.220.000 de la altă companie. Așa că un pic probabil a uitat, toate acțiunile s-au pierdut în tot jocul ăsta care l-a făcut. Da, aici alegațiile făcute vis-a-vis de presă, proprietățile mele și mai departe. Stimați jurnaliști, eu am o rugăminte. Aveți acces la bază de date, vedeți acolo foarte clar cine sunt fondatorii, cine a fost. Vă rog foarte mult, comunicați cu acești oameni să vă spună cine sunt proprietarii, cine au fost proprietarii și mai departe și să-l întrebați, vă rog frumos, și pe Iurii Topală dacă cumva a avut vreo discuție cu mine sau dacă eu i-am fi vândut ceva. Lucrul ăsta iarăși trebuie să fie clarificat. Igor Popa a afirmat că Ioan Rusu a stat pe nedrept la închisoare și că el ar deține o scrisoare scrisă și trimisă de Vlad Filat lui Rusu, în care îi cere ca acesta să ia toată vina asupra sa, deoarece totul va fi bine și mai departe. Eu mă adresez direct către Igor Popa să facă public această scrisoare, dacă totuși deja prezentăm corespondența, și ca toată lumea să vadă, nu doar să știe cât de țineți o așa scrisoare. Ceea ce vreau să vă spun acum, că domnul Rusu, într-adevăr, a fost condamnat pe nedrept, a trecut pentru o perioadă foarte grea, cu un singur scop, ca prin intermediul lui, și apropo, să nu uitați că avocată era Igor Popa, ca prin intermediul lui să ajungă să fiu condamnat și eu. Iar domnul Ion Rusu știe foarte bine conținutul mesajului pe care l-am transmis eu. Mesajul meu a fost unul foarte simplu. Pentru că așa credeam că în avocat trebuie să ai încredere. În cazul dat în avocatul respectiv. Mesajul meu a fost unul foarte scurt. Ion, te rog să ai încredere în avocat și să faci ceea ce spun ei. Atât. Nu toată porcăria asta. Și lucrul ăsta poate să-l confirme, eu cred că însăși domnul Rusu, cu care eu nu am vorbit de 5 ani și 3 luni de zile. Pur și simplu nu am avut nicio comunicare. Motivele sunt personale, ne vizează pe noi, nu are treabă dânsul cu asta, dar cred că el ar trebui și el să facă claritate în acest sens. Cu dializa, cu toată aberația asta, că aș fi cerut, aș fi făcut și tot așa mai departe, vreau să spun că probabil necesită o investigație aparte această așa numită afacere, pentru că ea ține de sănătatea oamenilor aflați în mare dificultate, pe care cineva face business și business mare. Întrebarea cine a deținut această companie până la o anumită etapă de timp și cum acel cineva i-a vândut această companie lui Plahotniuc. Și care a fost tranzacția și așa mai departe. Da. Igor Popa a menționat că Vlad Filat se plimbă cu o Dacia Duster, dar de fapt ar deține un Mercedes S-Class. De asemenea, a susținut Popa că Vlad Filat plătește 6.000 de euro pe lună chirie pentru o casă în Chișinău. Totodată, Popa afirmă că detectivii cu care noi lucrăm au toate datele despre Vlad Filat, știm tot ce face. Simplu. Deci, eu de la ieșirea din închisoare nu m-am urcat niciodată într-o mașină Duster. Dacia, nu de atât că nu-mi place, chiar e o mașină simpatică. N-am avut ocazia. Odată. Doi. Spun lucrul ăsta public, semnez în alb. Cel care găsește Mercedesul clas S, care îl dețin eu, îl obține în proprietate. Vă rog frumos toți, jurnaliști, polițiști, procurori, detectivi particulare, găsiți-l. Și o să aveți această mașină.
Iar vis-a-vis de contractul pe care îl plătesc eu pentru chirie, n-am reușit, pentru că vă spun încă o dată, am ajuns ieri seară târziu, astăzi dimineață a trebuit să văd toată informația asta, care recunosc un pic, eu am crezut că am văzut de toate în viață, dar văd că mai sunt încă rezerve. Și poate că așa e corect, noi în loc să avansăm, noi nu știu de ce regresăm. Dar nu am permisul proprietarului acestei case unde locuiesc eu în chirie pentru a face public contractul de chirie, care este înregistrat la fisc, așa cum solicită legea. Noi trebuie să aveți în vedere un lucru. Că eu, conform condițiilor de eliberare condiționată, sunt obligat să prezint locul de trai, orice mișcare pe care o am eu, la biroul de probațiune. Unde locuiesc eu este raportat la biroul de probațiune, verificat și periodic raportat. Așa că sunt sigur că o să conving proprietarul să am dreptul să fac public acest contract pentru a arăta încă o minciună din asta spus, mușcându-și buzile la un post de televiziune. Cel mai grav, totuși, din tot ce s-a spus la acest capitol este așa numită activitatea detectivilor personali, privați. Oameni buni, în Republica Moldova, dreptul la viață privată este garantat de lege și de Constituție, în primul rând. Să faci această declarație că tu și cu detectivii tăi urmărești și știi tot ce fac eu, este o încălcare flagrantă a legii. Și eu cred că, în acest sens, autoritățile ar trebui să se autosesizeze și să întreprindă măsurile care se impun. Și eu aș vrea ca restul să nu stea bucuroși, să bată din palme, că ia ca pe filată îl urmăresc, știu totul. Voi să aveți în vedere că toți putem fi urmăriți, înseamnă că și să știi tot despre noi. La mine s-au băgat în viață în toate felurile și au coborât mai jos, cred că nu poate fi făcut. Mie nu mă deranjează că fac lucrul ăsta, doar că încalcă legea și asta poate să întâmple și în cazul altor persoane. Da, din împrumutul lui de la Victoria Bank de 2 milioane, asta să-i spună el celui de la emisiune, că a negociat cu Cornel Ghimpu un credit 2 milioane. Sumele respective se negociau direct cu Plahotniuc. Și vă spun eu, din informațiile care le am, și se poate de verificat circuitul banilor, asta nu e pentru casă, cum spunea el, asta a fost suma de bani luată, credit, pentru proiectul dializă. Și asta se poate de verificat ușor. Iar ce ține de casă, este adevărat, dacă tot a vorbit de casa mea de lux, cum s-ar spune, și o să prezentăm. Cred că nu să am impedimente din partea proprietarului. Vreau să vă spun că el ar trebui să răspundă cum un avocat din Moldova poate să-și cumpere o casă în cea mai scumpă regiune a Frankfurtului, Bad Homburg, în sumă de 7 milioane de euro. Să aibă mașină, Maybach, Jeep de sute de mii de euro și așa mai departe. Un avocat din Republica Moldova, să arate veniturile. E simplu. Fără, dacă totuși vorbim despre popor, vrem grijă poporului și tot așa mai departe. Da, conform lui Igor Popa, vinovat de condamnarea lui Vlad Filat, este Plahotniuc și un grup de oameni pe care îl face public mai târziu. Popa ține că trimitea scrisori pentru a nu mai ieși în presă cu declarații și că niciodată Filat nu a făcut declarații contra lui Plahotniuc. Eu ceva cred că nu înțeleg. Până acum vorbea că am fost vinovat, acum deja că condamnat la comanda lui Plahotniuc și mai departe, cam probabil un pic psihiatrie aici trebuie să lucreze, dar asta este deja problema familiei. Eu nu am dreptul să mă implic în această situație. Aș vrea doar să mă refer la această scrisoare care el a făcut-o publică.
nu îți mă refer acum la manieră și tot așa mai departe, treaba lui. Eu o să vă dau factologic, deja toată lumea va decide așa cum crede. Eu am semnat această scrisoare pe data de 3 octombrie 2016. Am semnat această scrisoare exact în perioada în care se negocia la greu identificarea și acceptarea unui candidat unic la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu nu cred că trebuie să insist foarte mult, să vă aduc aminte că numele meu era folosit într-o manieră absolut distrugătoare împotriva liderului din opoziție de atunci și de acum, Maia Sandu. Decizia mea a fost ca în această perioadă de discuții numele meu, fie în presă, fie să nu apară. Deci a fost o decizie, din punctul meu de vedere, corectă și care a dat, într-un fel, și rezultat. O să vă spun ceva mai încolo de ce. Să faci afirmații că eu n-am făcut declarații împotriva lui Plăhătniuc, că asta e pur și simplu... V-aș ruga să consultați și postările mele care cu greu ajungeau pe pagina mea de Facebook, ce spuneam eu în perioada de tensi despre Plăhătniuc și nu doar. Acum, vis-a-vis de această scrisoare, de a nu ieși în presă, și ce s-a întâmplat în rezultat? În rezultat, în data de 15 octombrie, a avut loc Consiliul Politic Național al PLDM-ului, în care urma să decidă asupra candidaturii unice. La acel Consiliu Politic Național al PLDM-ului, secretarul general de atunci, Victor Roșca, a dat citire mesajului meu către partid. În mesajul care l-am transmis, spuneam următoarele. Singura șansă de a-l opri pe Plăhătniuc și tot ceea ce vrea să facă el este convenirea asupra unui candidat unic și cât mai rapid și participarea și realizarea oricărui compromis, asta este important, pentru a învinge în aceste alegeri prezidențiale și pentru a începe a face regulă în țară. Acesta este mesajul meu. Vă rog foarte frumos, în acest sens, să vorbiți cu colegii din partid, care au participat la acel Consiliu Politic Național, să vă confirme sau să vă infirme acest lucru. Și atunci nu are rost sensul că îi spuneam lui ăsta să nu iasă în presă, că degeaba și ieșa, dacă o să vă uitați pe ieșările lui în presă, foarte eficiente, în ghilimele, să spunem așa. Și fapta care s-a întâmplat, sau în realitate ce s-a întâmplat în acest sens. Vlad Filat a făcut denunțuri pe colegii săi de partid, la ordinul lui Vlad Plăhătniuc, a declarat așa, Plăhătniuc îi dădea ordinul lui Filat și acesta aduna material probator pe colegii săi pentru că acești se comprobă așa, și în mod special este menționat domnul Anatol Stati, care am scris sau nu știu ce am făcut, informații denigratoare și am sunat din închisoare prietenul său din Irak și a spus să-i fac probleme Anatol Stati și tot așa mai departe. Deci, eu cred că unul e destul, nu trebuie să recurg în cazul dat și la al doilea. Odată. Dar, haideți, eu răspunsul voi da în acțiunile care urmează să întreprinse. Igor Popa spune că anul acesta s-a văzut cu Vlad Plăhătniuc, luat într-o cafenea și așa mai departe. Deci eu comunic Plăhătniuc, de el se întâlnește în cafenele, are numerele telefon, le dă în redacție, ăla răspunde, tot e ok. Acum, eu vă spun foarte sincer, mă simt, am o stare așa foarte, foarte neplăcută pentru că am fost în situația în care să trec toate aceste inepții și să le comentez într-un fel. Și asta este pentru ultima dată. Eu mai mult jocul lor nu-l mai fac. Mai mult ca eu cred că nici acum nu fac jocul lor, eu doar am vrut să expun punctul meu de vedere asupra ceea ce s-a lansat în spațiu public.
pentru viitor, cât de tare nu s-or strădui, eu nu mă voi abate din activitatea pe care trebuie să o duc la bun sfârșit și mă voi concentra pe lucrul la partid. Acțiunile de răspuns vor avea caracter juridic și vor vorbi avocații. Eu mai mult vă spun, nu mai particip la acest joc murdar pe care l-au inițiat ei. Astăzi tot așa mă gândeam să fac o declarație cu explicații sau să rog avocații să vină să expună situația care s-a creat, însă până la urmă am considerat că nu este corect să mă ascund în spatele unei declarații sau în spatele avocaților. Am ieșit direct să răspund la toate aceste... Da? Și după care să anunț acțiunile care urmează să fie întreprinse și după care deja vom reacționa modul în care am spus. În primul rând, fac apel public la Procuratura Generală să se autosesizeze pe marginea declarațiilor mincinoase făcute de Igor Popa. Să-l ia de urechiușele operate recent și să-l audieze. Și o să vă spun de ce insist asupra acestui lucru. Dânsul nu depune denunț sau nu a depus o hârtie, fiindcă asta trece deja la categoria de răspundere penală. Un denunț mincinos se încadrează la infracțiuni penale. Ceea ce a făcut el până acum prin declarații, asta înseamnă răspundere civilă pentru calomnie. Asta nu înseamnă că nu îl voi acționa instanța de judecată pentru calomniile care le-a adus. Deci urmează, în același rând, luni, voi depune o plângere la Procuratura Generală prin care voi solicita audierea lui Igor Popa pentru a prezenta probe asupra afirmațiilor făcute. În același timp, declar că sunt la dispoziția instituțiilor abilitate în acest sens, zi și noapte, las la o parte totuși și voi sta la dispoziția acestor instituții pentru a clarifica situația. Și vreau să spun că situația este foarte gravă. Și dacă nu o să o curmăm și nu o să dăm o calificare, inclusiv juridică, poate perpetua, nu în raport cu mine, raport cu oricine. Mâine poate să iasă altcineva și să vorbească despre altă persoană. Și tot așa mai departe. Tot luni voi depune plângere la Uniunea Avocaților pentru ca să examineze în conformitate cu legea și codului de conduită avocatului acțiunile pe care le-a întreprins dânsul sau le-a făcut dânsul. Repet încă o dată, problema nu mă vizează pe mine. Eu am trecut printre atâtea încât ieșirea lui Popa e așa o... Investigațiile pe care le-am avut zile trecute sunt mult, mult mai complicate și mult mai importante pentru mine decât ceea ce încerc să facă plaha cu sculele lui aici la Chișinău. Este problema profesiei. Este problema avocaților. Și eu tare sper că se va lua atitudinea care se impune în baza legii. În același rând, voi depune un demers la Procuratura Generală să mi se ofere răspuns dacă am depus vreodată vreun denunț împotriva cuiva. Și în același sens, un demers paralel, ce ține de domnul State. Vreau să spun că domnul State este un om pe care îl respect extrem de mult. Faptul că s-a încercat, scoțând din context anumite lucruri, să fie interpretat și să bage, cum așa se încearcă, să bage între mine, Platon și alții disensiuni, așa că să fiu singur el, este altceva. Dar încă o dată, eu respect acest om, și niciodată n-aș fi făcut ceva împotriva lui. În același rând, voi depune plângere penală
împotriva lui Igor Popa privind divulgarea secretului corespondenței în exercitarea atribuțiilor funcționale în baza articolului 178. În același rând voi depune demersurile către instituția abilitată pentru a da calificarea juridic și a întreprindere măsurile care se impun în legătură cu activitatea detectivilor care știu totul despre mine și posibil și despre alți oameni din această țară. În același rând, vreau să vă spun că sunt multe alte lucruri pe care le examinăm pentru a le încadra corect sub aspect juridic, care țin de alte articole ale codului penal și momentul în care ele vor fi pregătite pentru a fi depuse la Procuratura Generală, voi face acest lucru. Voi face acest lucru din simplu motiv că este necesar, și încă o dată, nu pentru mine, dar pentru că ferească Dumnezeu în țara asta cineva să mai fie nenorocit de acest Igor Popa. Eu atât am vrut să vă spun, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și îmi pare rău că a durat atât de mult a vorbit, a trebuit să dau replica de rigoare și vă rog, dacă aveți întrebări, să le adresați. Dar rugămintea mea este la acest subiect sau la această temă, ca să nu extindem la alte subiecte, ne vom mai întâlni, vom mai vorbi. Vă rog. Așa, se aude. Daniela Andreevă, ProTV. Domnule Filat, ne-ați spus că n-ați urcat niciodată într-un Duster. Anterior ne-ați spus că circulați cu... De la ieșire? Da. Păi nu, niciodată și la ieșire sunt lucruri diferite. Bine, de la ieșire, precizăm. Da. Anterior ne-ați spus că circulați cu mașinile prietenilor. Da. În continuare, spuneți că circulați... Exact. Deci eu la ora actuală circul cu mașina prietenilor și cu mașina colegilor de la partid atunci când ei sunt disponibili și atunci când este nevoie cu taxi. Deci eu nu spun nimic neadevărat. Cu transportul public? Nu, am mers cu transportul public de la ieșire încoace. Da, și despre chirie. Ați spus că... N-am auzit. Despre chirie. Ați spus că nu puteți să faceți public contractul, dar puteți să ne spuneți cât totuși plătiți pentru chirie? Deci eu sper că după această conferință de presă, voi comunica cu proprietarul casei, pentru că este un contract între mine și proprietar. Și eu sunt sigur că vom ajunge la un consens pentru a fi publicat acest contract, pentru a vedea nu ce spun eu, ce este prezent în contract, fiind înregistrat și la fisc. Dar vreau să vă spun că este vorba de o casă deloc de lux și nu este vorba pe departe de suma care a fost invocată acest Igor Popa. E confidențială suma? Suma nu este confidențială, dar ea oricum trebuie să fie enunțată odată ce ai acceptul proprietarului. Dumneavoastră când semnați un contract cu cineva, am impresia că întrebați contrapartea dacă aveți dreptul sau nu. N-am reușit până la conferință să fac acest lucru. Dar, încă o dată, veți primi răspunsul respectiv. Da, și Popa mai spunea în emisiune că ați avea dosare în Frankfurt și în Franța, iar în Franța, în curând, veți fi condamnat fiind acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Da, el mai spunea că de grabă voi fi eliberat, de grabă mi se va face dreptate și multe alte lucruri le spunea într-o anumită perioadă de timp. Deci haideți să vă spun în felul următor. Nu cred că este o persoană care are cât de cât cunoștințe juridice să nu înțeleagă că o persoană care este vizată într-un dosar sau altul, are o calitate procesuală, este informată vis-a-vis de această calitate procesuală. Cum vreau să vă spun? Că nici în Germania, nici în Franța, eu nu am calitate procesuală. Faptul că el a depus plângeri și așa mai departe și au fost înregistrate aceste plângeri, asta înseamnă zero.
Eu pot să înregistrez în 200 de țări plângeri împotriva dânsului, ele se vor înregistra, da? Și se vor examina. Deci eu am mai spus și cu altă ocazie, eu abia aștept să am posibilitatea să comunic cu procurorii din Germania, dacă va fi acest dosar, dânsul spune, urmează să vedem, pentru a prezenta poziția mea pe de o parte, dar și pentru a solicita, și asta nu exclude una pe alta, verificarea surselor din care duce această viață de lux în Germania. Deci este interesul meu mai mult decât interesul lui. De ce aruncarea în spațiu public a informațiilor cu dosare, că de grabă voi fi arestat, știți cum, haideți să lăsăm pe conștiința dânsului. În momentul în care voi avea o calitate procesuală, eventuală, în, nu contează unde, eu voi anunța personal despre asta, nu trebuie să enunț dânsul. Straniu este totuși altă. Cu un fost avocat, te pune plângeri și tot așa mai departe împotriva clientului său. Asta e deja ține de cu totul altă natură. Vă rog. O să revin la întrebarea mea despre chirie. Vreau doar să fac o precizare. Dar nu insistați că ați insistat odată. Am înțeles. Este vorba de sume de ordinul miilor sau sutelor și este vorba despre euro sau lei. Stimată domnișoară, eu știu că ăsta este un subiect lansat de ProTV, de Patricia și cu mașina și cu casa. Știu că asta este de interesul vostru, dar haideți să depășim acest moment și acceptați răspunsul meu. Eu vă rog totuși să ne răspundeți. Este eu, vorba o să de vă eu o să vă răspund, așa cum am spus că vă voi răspunde. De ce nu puteți să ne răspundeți acum la această întrebare? Nu insistați, pentru că am spus, până când nu am aprobarea proprietarului, nu voi face acest lucru. Da, o să vă mai întreb atunci. Eu cred că noi trebuie să fim corecți în ceea ce facem. Da, în raport și cu alții, nu doar în interes propriu. Pentru că pentru mine nu este o problemă să enunț suma, din contră, este o chestie avantajoasă. Eu vă întrebam dacă e vorba de sume de ordinul sutelor sau miilor. Nu-mi spuneți suma, ok, dar... Mai insistați? O să insist. Bine, dar cred că sunt colegi aici care au și alte întrebări. Da, domnule Filat, vreau să vă mai întreb ceva. Vă rog. Referitor la faptul că ați fi ținut legătura cu Plahotniuc, Popa spunea că îi mai ofereați și consultații domnului Plahotniuc pentru a obține dividende... Electorale. Electorale, exact. Și eu ce ar trebui să răspund la aceasta? Cum comentați? Este adevărat? Dumnealui spunea că știți, îi spuneați lui... Eu vă rog foarte frumos să nu ajungeți în situația în care să comentați spusele unora ca Igor Popa. Sigur este o aberație. Sigur este o aberație. Plahotniuc avea consultanți că duce trenul, cum se spune, și mai avea nevoie de consultațiile mele. Sfatul meu pentru el ar fi fost să-și vadă de viața lui, să ducă să lăsă țara asta în pace, să nu chinuie. Asta ar fi o singură consultație politică. Da, Irina Tabaran, TV Moldova. Uitați, ați declarat anterior despre modul în care domnul Popa a ajuns să fie avocatul dumneavoastră, cumva el v-ar fi ales, dar cum ați ajuns dumneavoastră să plătiți asemenea sumă, cu care le-ați spus acum peste 13 milioane de lei, și pentru ce, dacă spuneți că nu ați fost apărat? Pentru că acestea au fost facturile prezentate, pentru că acestea au fost condițiile puse în fața mea, pentru ca eu să nu fiu condamnat. În rezultat, eu am fost condamnat, în rezultat mi-a fost confiscată toată averea, deși mi-a prezentat opinie legală că nu pot fi supuse confiscărilor proprietățile mele și așa mai departe. De asta. Aceste sume cumva au fost efectuate periodic, nu această sumă a fost... Sigur, sigur. Păi nu, dumneavoastră nu vedeați că nu sunteți apărat? Deci aceste sume au fost la data de... ...25.05.2018. Deci trebuie... Bun, haideți, noi intrăm acum în altă direcție. Ceea ce văd eu acum, fiind la libertate, este cu totul altceva decât vedeam eu fiind izolat într-o celulă. Eu cu mine, sau eu cu eu, cum s-ar spune.
Deci, foarte multe lucruri eu le-am clarificat și ceea ce nu înțelege popa, foarte important, că eu nu mai sunt acel Vlad Felat, ținut într-o celulă, izolat de orice fel de comunicare, dar sunt un om liber care comunic cu foarte multe lume. Și foarte multe lume care vine la mine și îmi povestesc anumite lucruri despre modul în care a înțeles el să procedeze. Așa? Aceasta a fost întrebarea. Da, dar vis-a-vis de alegerea avocatului sau vedeți, într-adevăr eu am semnat un contract de colaborare cu dânsul pe dimensiune civilă. El m-a reprezentat în câteva procese civile în raport cu anumite instituții media. Iar în Parlament, eu nu l-am chemat. Eu așa și n-am înțeles până acum cum a ajuns el acolo. Mai mult ca atât, că unul din avocații care a venit și el în Parlament a fost anunțat cu o zi înainte să fii pregătit, pentru că mâine trebuie să mergem în Parlament, că avem să apărăm un client important. Deci asta denotă foarte clar că el știa cu mult de înainte ce se întâmplă. De fapt, a participat la tot acest scenariu. Când? Când mi-am dat seama, n-aveam posibilitate, motive au fost mai multe, dar când am avut posibilitatea, eu am renunțat la el. Când am avut posibilitatea, am renunțat la el. Am avut posibilitatea să comunic cu un avocat care mă reprezintă acum din mers pe teritoriul penitenciarului, care a acceptat să mă reprezinte. Atunci am avut apărare asigurată și am renunțat la el. Lucrurile au fost un pic mai... Dar asta e cu tot altceva. Vă rog. Da. E aici. Anatol Fărnea, Cotidianul.media. Așa. Domnule Felat, când ați discutat ultima oară cu Vlad Plohotniuc și ce ați discutat mai exact cu el? Ultima dată cu Vlad Plohotniuc am discutat în sediul CNA, în care a fost transferat probabil în luna noiembrie, nu mai țin minte date, nu, probabil, dar în luna noiembrie 2015, fie că e 18 sau 19, nu mai țin minte exact. Asta s-a întâmplat noaptea. Am fost ridicat din celulă, dus la etajul 4 în biroul lui Popenco. N-am știut că vine el. A apărut. De fapt, hai să spun așa, mai mult a discutat el ce va face. Mi-am spus și de deputații care urmează să plece din PLDM, mi-am spus și de deputații care urmează să plece din PCRM, mi-am spus că va cumpăra posturi de televiziune și va merge până la capăt. Eu i-am dat o singură întrebare. De ce ai făcut asta? Dânsul a spus, dacă nu o făceam eu, o făceai tu. Mă rog. Și că el are dreptul și poate să guverneze această țară. Atât. Deci... Mai mult, probabil, a vrut să-și demonstreze puterea și să mă umilească, probabil. Este adevărat că Plohotniuc a avut grijă de dumneavoastră în închisoare? Da, a avut grijă. M-a ținut într-o celulă 50 de luni și în urma condițiilor bazate pe grijă care a avut el de la mine, am ieșit și cu cancer din închisoare. Așa, ca să răspund mai... Călin Jucovski, Jurnal TV. Am vrea să ne spuneți dacă este adevărat că Plahotniuc v-a sunat pe telefonul mobil și v-a rugat să renunțați la serviciile lui Igor Popa. Nu zic, faceți avocatorul lui Popa, cum să nu. Deci, încă o dată, eu am renunțat la serviciile lui Popa pentru că asta a fost necesar. Și decizia mi-a aparținut mie și în același rând vreau ca să știți toți, dar absolut toți cu care am avut posibilitatea măcar un pic să comunic, îmi transmiteau un singur mesaj. Schimbă avocatul. Schimbă avocatul că el lucrează împotriva ta. Părinții mei cu lacrimi în ochi îmi spuneau asta. Eu am crezut, pentru că așa sunt eu probabil mai credul. Atunci când vine cu profesorul Mateuți, unul din cei mai buni penaliști din România, și profesorul Mateuți îți spune... Dosarul este mort, n-au nicio șansă,
Singura condiție pe care trebuie să o întruniți este să aveți încredere în avocatul Igor Popa. Ca după care eu să văd că Mateuț, fiind în Moldova, în cadrul biroului Popa și Asociației, a prestat servicii lui Vlad Plahotniuc. Și de altfel, Mateuț a fost o singură dată la penitenciar și mi-a transmis acest mesaj. Cred că ăsta a fost scopul, pur și simplu, de mobilizare. În același rând, să aveți în vedere că pe dosar au mai lucrat și alți avocați, doctori habilitați, care n-au avut niciodată acces la mine și în primă instanță nici n-au fost atrași în instanța de judecată. Așa, printre altele. Nu avem nevoie să mai fiu sfătuit sau cineva să-mi ceară să renunț la serviciile dânsului. Vă rog. Am vrea să ne mai spuneți dacă ați luat cunoștință de procesul de judecată din Ucraina intentat de Interpol pentru confiscarea 30 de milioane de euro stocați pe conturile din banca din Africa. Eu repet încă o dată. M-a intrigat un pic Uganda. Eu am început în aeroport să văd locația, numărul de populație și tot așa mai departe. Eu nu știu despre ce dosar vorbiți dumneavoastră, nu mă interesează și nu mă vizează. De aceea am spus că solicit procuratorii generale să investigheze aceste afirmații făcute. Nu doar de Uganda, că acolo s-a vorbit și de Elveția și de Turcia și tot așa mai departe. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Ați revenit aseară? Nu, eu am rugat parcă să vorbim la această temă, să nu-ți primească, nu vă răspund și la întrebarea asta. Am fost plecat pentru investigații medicale, am plecat duminică și am venit ieri seara, târziu. Rezultatele peste două săptămâni. Altceva? Dar unde? Poftim? Unde? Unde ați fost? La clinică, în Istanbul. Și dacă vreți să întrebați de ce nu am fost la o clinică în Republica Moldova, vreau să vă spun că boala de care sufer eu în Moldova nu se tratează. Asta este motivul. Okay? Atât? Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi cât mai bună.